Sica Marin, adevărul despre piesele făcute în amintirea lui Petrică Muțu Stoian. Văzusem că nimeni nu a compus nimic. Ce decizie a luat în privința lor, la scurt timp după ce au ajuns virale? Sica Marin, dezvăluiri exclusive despre piesele pe care le-a lansat în memoria lui Petrică Muțu Stoian. Ce hotărâre a luat în privința acestora, la puțin timp după ce au devenit virale? Sica Marin este artista de muzică populară, care a compus două melodii după moartea lui Petrică Mulțu Stoian. Cântăreața s-a gândit că maestrul ar merita un astfel de omagiu, și cum ideile i-au venit rapid, artista le-a și pus în practică. În scurt timp, cele două piese, O doină și O sârbă, ambele despre regretatul maestru al Mehedințiului. Melodiile au devenit imediat virale și apreciate de către public. Cum s-a gândit să scrie acele versuri, dar și despre legătura ei cu Petrică mâțu Stoian, ne-a spus chiar artista Sica Marin, într-un interviu exclusiv. M-am gândit să compun câteva versuri, văzusem că nimeni nu a compus nimic și mi-au venit toate ideile. Ce aveam eu în cap s-a potrivit cu ceea ce îmi doream să iasă, și așa am compus. Și cântecul de sârbă, care este cu cazanul, am făcut și doina pe urmă mi-am zis să-i fac și ceva de jale lui domnul Petrică Mețu. A fost un om de o mare valoare în folclorul României. A fost iubit de tot publicul, un om extraordinar. Păcat că s-a dus prea devreme. L-am văzut la două emisiuni, am fost să filmez o filmare de sărbători, el a ieșit pe ușa din spate cu Denaileana Ciuculete, ne-am salutat în semn de respect. Și odată l-a favorit, doar atât. Chiar m-am gândit că dacă s-o mai organiza tot așa evenimente, poate îl întâlnesc și eu o dată personal. Îi iubeam cântecele lui enorm. Am zis că dacă o fi să-l mai cheme, poate fac o poză și cu dumnea lui, că mai am cu alți artiști, acasă, ne-a dezvăluit cântăreața de muzică populară. Ba mai mult decât atât, interpreta ne-a mărturisit că a avut un șoc. Atunci când a aflat de moartea regretatului muțu Stoian mi-a rămas așa când am auzit vestea că el a murit. Am rămas șocată. Prea din timp, odată așa, nimeni nu s-a așteptat. Toți avem poate o problemă de sănătate, dar parcă prea rapid așa, să pleci pe picioarele tale și să te întroci acasă așa, este ceva strigător la cer, ne-a mai spus aceasta. Solista de muzică populară, Sica Marin, ne-a dezvăluit și ce planuri are cu cele două melodii despre regretatul Melțu Stoian. Mai mult, artista ne-a mărturisit și faptul că vrea să lanseze alte piesele de ale ei, pe care le-a compus. M-am gândit mult să înregistrez piesa în studio, dar sunt puțin ocupată cu alte probleme de ale mele, dar am zis să mă duc să o trag în studio. La Doina nu m-am gândit, dar mulți mi-au dat idee că ar fi bine și Doina să o înregistrez mai am piese compuse, să mă uit în ele, să le revizui puțin, să văd despre ce este vorba, cât sunt de strălucite și când o fi să mă duc să trag și pe ale cu domnul Petrică, o să le trag și pe ale mele, susține Sica Marin.